Situație absolut scandaloasă în comuna Gârla Mare. Primarul Dumitru Baicu a fost surprins în imagini din ce lovește cu mașina instituției un localnic. Totul este cu atât mai grav cu cât nici măcar nu poate avea scuza unei provocări. Din imagini se poate observa cu ușurință că primarul Baicu se îndreaptă intenționat spre persoana respectivă. Imagini de-a dreptul scandaloase au fost surprinse la Gârla Mare, unde chiar primarul în funcție, Dumitru Baicu, și-a îndreptat intenționat mașina spre un localnic pentru a-l accidenta. Edilul nu are nicio scuză, întrucât este evident că bărbatul nu l-a provocat și nu i-a adresat nici măcar un cuvânt. Putem doar intui faptul că a fost deranjat pentru că acesta l-a văzut folosind în plină noapte, în interes personal, mașina de serviciu. Dumitru Baicu este cunoscut pentru atitudinea sa de vătaf la Gârla Mare, unde nici măcar o nu are dreptul să ciripească fără acordul său. Atitudini de tip comunist, total depășite în anul 2020, par să-l caracterizeze pe primarul comunei Gârla Mare. Nimic nu justifică faptul că a dorit să lovească intenționat o persoană cu mașina. De altfel, Dumitru Baicu este unul dintre cei mai slabi primari PSD din Mehedinți. La Gârla Mare nu s-a schimbat nimic. Totul pare încremenit în timp. Dacă în alte comune proiectele au curs pe bandă rulantă, aici nu s-a implementat nimic. Potrivit unor surse din rândul localnicilor, primarul Dumitru Baicu are alte preocupări decât dezvoltarea comunei. Acesta ar apela adesea la șantaj și amenințări, iar oponenții politici sunt luați în vizor și supuși unor tracăsări continue. Faptul că a dorit să accidenteze intenționat o persoană se încadrează profilului său, spun cei care au curajul să i se opună. Fără frică de lege, fără rușine și onoare, față de cei cărora le păstorește destinul comunei, Dumitru Baicu se prezintă în fața lor și cere un nou mandat. Este tipul primarului care crede că poate orice și îi se permite orice. Legea este doar un accesoriu la care poate renunța oricând dorește. Altfel nu poate fi explicat gestul său incalificabil. Am încercat să-l contactăm pe Dumitru Baicu, dar a fost imposibil să stabilim o legătură cu el. Ne-am fi dorit să aflăm ce anume l-a determinat la un astfel de gest și de ce consideră că este potrivit să fie primar în continuare la Gârla Mare.